Hey guys, de obicei nu fac clipuri de genul ăsta cu faze din jocuri, pentru că fiecare joc din Souls e irelevant și îți vine să-ți iei viața de fiecare dată când pierzi. Dar în cazul ăsta am și o întrebare pentru voi. O să vă întreb dacă sezonul 10 e balansat. Dacă sezonul 10 e ok. Suntem minutul 20. Tocmai ce am luat un herald mai devreme. Și este diferență de 1000 gold. Și este totul extraordinar de balansat în acest moment, după cum vedeți. Bar mai mult decât atât, aș putea spune că Red Side au outscale potential prin Yasuo Karthus, dar în moment ce e sezonul 10, se întâmplă o fază. Și de la faza asta vreau să vă întreb pe voi dacă e balansat sezonul 10. S-a pus Heraldu. Hop, un handicapate prins out of position. Și de aici, de la faza asta, oare e normal ce se întâmplă? Un tower, un kill. Ia să vedem. Ia uitați cât de greu se grupează. S-a mai luat un tower. E balansat sezonul 10, e normal să se întâmple chestiile astea. Credeți că cei din echipa adversă sunt foarte nervoși în acest moment? Avea un cargol lead, da? Crezi că e ok ce se întâmplă aici? E normal sezonul 10? Asta e întrebarea mea pentru voi. Crezi că dacă ești jungler și experimentezi o situație de genul ăsta, care e un handicapate prins în enemy team, cât timp tu ești într-o situație, din tine din echipă, cât timp tu ești într-o situație de full snowball, de full lead, care trebuie doar să ai răbdare 2 secunde. E ok sezonul 10? Asta e întrebarea mea pentru voi. Nu știu, să-mi spuneți voi mie dacă e ok. Eu nu prea cred că e. Ia,